Câteva momente ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu, de care ne folosim în continuare, cuvânt care se găsește în Cartea 1 Samuel, capitolul 18, de la versetul 1, pagina în Biblie 310. 1 Samuel, capitolul 18, începând cu versetul 1. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm în seara aceasta să ne adâncim privirile în cuvântul Sfintei Scripturi, în felul acesta să ne însușim cât mai bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, pentru ca apoi să și aplicăm această voie a lui Dumnezeu în viețile noastre. Vă reamintesc că aseară am văzut prin cuvântul Scripturii câteva piedici în calea unității bisericii. Și am văzut că sunt piedici foarte grave, foarte serioase, pe care trebuie să le luăm în considerare și pe care trebuie să ne dăm silințele să le eliminăm din viața noastră. Duhul de judecată, duhul de clevetire și duhul acela de ceartă, care poate să apară în comportamentul nostru, în familiile noastre, în interacțiunea aceasta pe care o avem unii cu alții. În seara aceasta aș vrea să vedem și partea pozitivă a lucrurilor, și anume cum să avem unitate, cum să realizăm o bună legătură între noi, sau altfel pusă problema, cum să ne împrietenim unii cu alții în Domnul Iisus Hristos, în așa fel încât în baza acestei prietenii sfinte, noi să simțim unii cu alții, noi să putem coopera unii cu alții în lucrarea lui Dumnezeu, noi să fim exact ca o familie foarte strânsă, foarte unită a Domnului Iisus Hristos. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu o să vorbim despre prietenie. De aceea am și citit pasajul acesta din Cartea 1 Samuel, capitolul 18, pentru că este un pasaj foarte frumos în care vedem prietenia care s-a legat între Ionatan și David. Dar înainte de a intra în pasajul acesta și înainte de a vorbi despre prietenia frățească, bună, constructivă, aș vrea să vedem câteva prietenii greșite pe care noi putem să le avem din neatenție, din nebăgare de seamă sau datorită unor alegeri și opțiuni greșite pe care le avem. Sunt cel puțin trei feluri de prietenii greșite în care se pot implica credincioșii, copiii lui Dumnezeu. Primul fel de prietenie greșită este prietenia cu lumea. Și am mai amintit versetul acesta într-una din seriile precedente, Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, unde apostolul Iacov spune: nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și că cine se face prieten cu lumea devine vrăjmaș lui Dumnezeu? Este adevărat că în prim plan versetul acesta se referă la prietenia cu spiritul lumii, cu poftele lumii, cu păcatele care sunt în lume. Și în privința acestora, cuvântul este categoric: să nu ne împrietenim cu duhul acestei lumi. Dar în același timp, acest cuvânt spus de apostolul Iacov
se potrivește și când vorbim de relația noastră individuală cu anumite persoane, cu anumiți oameni din lume. Nu fi un prieten prea intim sau prea apropiat cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi trebuie să ne apropiem de oameni, noi trebuie să le vestim Evanghelia, noi trebuie să le vorbim cu căldură și cu dragoste. E necesar să avem aceeași dragoste pe care a avut-o Mântuitorul când s-a apropiat de vameși, de păcătoși, de oamenii nenorociți pe plan moral și spiritual. Și în sensul acesta trebuie să facem eforturi considerabile, să le arătăm dragostea noastră și să încercăm, atâta cât depinde de noi, să-i aducem la Evanghelie. Dar această relaționare a noastră față de oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, întotdeauna trebuie să aibă anumite limite. Vorbim de limite când ne gândim la faptul că nu vom accepta ofertele pe care ni le fac oamenii din lume, nu vom accepta anturajele lor, nu vom accepta distracțiile lor, pentru că menirea noastră este ca să fim în această lume lumină și sare, după cuvintele metaforice pe care le-a rostit Domnul Iisus în predica de pe munte. Și atunci, când e vorba de a ne apropia de oamenii din lume, nu facem prietenii prea strânse cu ei, pentru că în asemenea legături, noi putem să fim atrași pe terenul lor, putem să fim păcăliți, putem să fim înșelați și în cele din urmă putem pierde ceva din părtășia noastră cu Dumnezeu. Exemplul convingător pe care îl avem în Scriptură, în privința aceasta, prieteniei cu lumea, este exemplul lui Samson. Atunci când vorbeam despre implicarea noastră în slujire la zidirea bisericii, am scos în evidență faptul că una din marile greșeli ale lui Samson a fost că el n-a lucrat în echipă. El n-a fost într-o echipă de consilieri spirituali, de oameni duhovnicești, de bătrâni din poporul Israel care să-l ajute, care să-l influențeze, să fie oameni de sfat lângă el. Și lucrul acesta a creat un precedent pentru care Samson, încet, dar sigur, s-a depărtat de Dumnezeu. Dar nu doar atât, nu numai faptul că n-a avut o echipă. Scriptura ne-l arată pe Samson în postura în care el alege, este decizia lui, să se împrietenească cu lumea. Lumea în vremea aceea era reprezentată de poporul filistean. Și Cartea Judecători, capitolul 14, ne spune că Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Verbul acesta, s-a coborât, a devenit un termen cheie ce a caracterizat viața lui Samson. El nu s-a coborât doar sub aspect geografic. El nu s-a coborât doar de la o altitudine mai mare, undeva în vale, dar s-a coborât pe plan spiritual. Versetul 5, din nou, Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa. Versetul 7, s-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. Îl vedem apoi cum Samson se coboară iarăși într-o altă vale. Și în cele din urmă, finalul lui este atât de dramatic. Judecători, capitolul 16, versetul 21, filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, și acum fiți atenți, l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. Deci a fost un timp în care el, de bună voie, din proprie inițiativă, s-a coborât treaptă cu treaptă spre lume, spre filisteni. Și a venit un alt timp în care alții l-au coborât. Deci a venit o altă vreme în care Samson n-a mai avut niciun fel de rezistență și a pierdut libertatea și a pierdut demnitatea de evreu pe care o avea și a pierdut ochii, a plătit foarte scump pentru slăbiciunea lui și pentru moliciunea de caracter de care a dat dovadă. Deci s-a coborât spre lume. Trebuie să recunoaștem că această coborâre spre lume este foarte actuală, în mare măsură caracterizează parte, cel puțin, din creștinismul contemporan și mulți dintre credincioși au tendința să-și stabilească anumite legături cu oamenii din lume în genul legăturilor pe care le-a avut Samson.
Deci el s-a împrietenit cu tânăra aceea filisteancă, neținând cont de legea lui Dumnezeu. E adevărat că unul din versetele care creează puțină confuzie în privința aceasta este versetul 4, de aici din Judecători, capitolul 14, unde Scriptura spune așa: tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, că Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. Și atunci unii au spus, dacă lucrul acesta, coborârea lui Samson la Timna, venea de la Domnul, atunci de ce să-i mai băgăm vină că el s-a împrietenit cu fata cea filisteancă? E bine, versetul acesta trebuie să-l înțelegem în contextul de ansamblu al Scripturii. Legea lui Dumnezeu era clară. Evreii n-aveau voie să se căsătorească cu persoane de la filisteni, dintre păgâni. Interdicția lui Dumnezeu era clar prezentată în legea Vechiului Testament. Dumnezeu nu-și contrazice propria lui lege și Dumnezeu nu face niciun fel de derogare pentru că oamenii ar fi în confuzie. Ceea ce vrea să ne spună aici Scriptura este că Dumnezeu a văzut înclinația lui Samson, a văzut tendința lui și Dumnezeu și dintr-un rău poate să scoată ceva bun, dar nu aceasta era prioritatea. Fiți convinși că dacă Samson ar fi căutat o fată între fetele evreuce și s-ar fi căsătorit normal după legea lui Dumnezeu, atunci de-abia Dumnezeu îl folosea la potențialul maxim în calitatea de judecător pe care o primise Samson în mandatul acesta de judecător. Dar Dumnezeu, văzând că Samson are inclinații firești, văzând că vrea neapărat să se ducă la Timna, să-și caute mireasă de acolo, Dumnezeu l-a lăsat. Dragii mei, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne constrânge să stăm în cuvântul Lui, nu ne forțează, ne dă libertate de decizie și așa i-a dat libertate de decizie și lui Samson. În Vechiul Testament avem acea întâmplare cu Balaam. Paralela este foarte expresivă. La început Dumnezeu i-a spus lui Balaam, nu te du cu oamenii aceia. Dar fiindcă inima lui Balaam era înclinată spre a merge, spre a câștiga ofertele și promisiunile acelor oameni veniți din Moab, în cele din urmă Dumnezeu îi spune, du-te, dacă oamenii aceia au venit, du-te cu ei. Și atunci, care a fost cuvântul de fapt al lui Dumnezeu? Să nu se ducă sau să se ducă? Sigur că dorința lui Dumnezeu a fost să nu se ducă. Dar a doua afirmație a lui Dumnezeu reprezintă voia lui permisivă. Dacă ar fi să transpunem în cuvintele noastre, dacă tu vrei să te duci acolo, dacă tu ții neapărat, poftim, du-te, ești liber, dar vei culege consecințele. Exact, într-o manieră asemănătoare, Dumnezeu procedează cu Samson. Tatăl său și mama lui au spus, Samson, dar n-ai găsit nicio fată în poporul nostru, în poporul lui Dumnezeu, de ce să calci această lege a lui Dumnezeu? Dar pentru că Samson insistă, Dumnezeu lasă, zice, du-te. Și Samson urmează să culeagă niște consecințe atât de dramatice. Intră în prietenie cu filistenii. Face o distracție la filisteni. Capitolul 14, cu versetul 10. Tatălui Samson s-a coborât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Cum l-au văzut, au poftit 30 de tovarăși care au stat împreună cu el. Deci, iată omul care trebuia să fie consacrat pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu, ajunge într-un anturaj cu lumea. În mijlocul filistenilor, la masă cu filistenii, masa aceea, înțelegem ușor, nu era organizată de evrei, nu era organizată după principiile lui Dumnezeu, cu siguranță că la masa aceea era vin, erau tot felul de mâncăruri necurate, pentru că filistenii n-aveau niciun fel de cenzură în privința aceasta. La anturajul lumesc, tu nu mai ai control, nu mai stabilești tu coordonatele după care să se desfășoare petrecerea aceea sau întâlnirea respectivă. Ei sunt cei care dictează, ei sunt cei care pun pe masă. Samson nu face altceva decât să intre în jocul lor, se distrează și el, face ghicitori. Dar iată finalul acestei întâmplări. Citim versetul 20 din capitolul 14. Nevasta sa a fost dată unuia din tovarășii lui cu care era prieten el. O prietenie greșită duce la faliment, duce la destrămarea familiei.
Rezultă de aici că pe lângă acei tovarăși filisteni care au fost prezenți la masă, Samson a avut un prieten. A avut un prieten mai intim. A avut un prieten mai apropiat, dar nu un prieten credincios. A avut un prieten care în cele din urmă i-a luat nevasta și familia lui, care începuse cumva, a fost distrusă chiar de la început. O prietenie greșită are niște rezultate atât de neplăcute. Și sigur că lucrurile de aici s-au amplificat până în situația în care noi l-am văzut pe Samson ajungând acolo în temniță și învârtind la râșnița lui Dagon. Înțelegem de aici că dacă ne vom feri de prietenia cu lumea și vom rămâne în cercul credincioșilor pentru a stabili relații de prietenie frățească, vom fi binecuvântați. Este surprinzător faptul că unii creștini ajung să spună că ei au prietenii mai bune și mai durabile cu cei din lume decât cu cei din biserică. Eu am îndoieli cu privire la calitatea spirituală a acestor oameni, că dacă te înțelegi mai bine cu cei din lume decât cu cei din casa lui Dumnezeu, înseamnă că ceva din ființa ta, din natura ta, coalizează mai bine cu lumea aceasta. Pentru că, în mod normal, când ești copilul lui Dumnezeu și în tine este Duhul lui Dumnezeu, nu te poți adapta în anturajul lumii și nici cei din lume nu se simt bine în prezența ta. Când toți fumează, când toți beau, când toți se înjură, când tu vei fi altfel și conduita ta este diferită de a lor, ei nu se simt confortabil, ei vor să te excludă ca și cum ești un corp străin, strecurat în mijlocul lor. Deci prima prietenie greșită este această prietenie cu lumea. Evangelizăm lumea, dar nu ne încurcăm în relații de felul acesta cu ei. Adăugăm aici cuvântul apostolului Pavel din epistola sa către Corinteni: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Pentru tinerii necăsătoriți este necesar să le reamintim, oricât ți s-ar părea de inteligentă, de frumoasă, fata aceea din lume care n-are nașterea din nou, trebuie să-ți dai seama că nu poți lega o prietenie cu ea. Las-o să se pocăiască. Oricât ar fi de manierat și de bogat sau de cultivat, băiatul acela din lume, tu ca și fată credincioasă, nu poți accepta o prietenie cu el, chiar dacă ți-a promis că se va pocăi, pentru că nu este nicio legătură între lumină și întuneric. Pentru că asta te poate costa mai târziu, exact în mod asemănător cum l-a costat pe Samson. Al doilea tip de prietenie greșită pe care trebuie să o evităm este prietenia, de data aceasta nu cu lumea și nu cu oamenii din lume, prietenia cu creștinii compromiși. Prietenia cu creștini compromiși. Compromiși din punct de vedere moral. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel către Timotei. Este vorba de a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3. De la versetul 1, să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, în zilele din urmă. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași. O listă întreagă cu diferite trăsături negative ale oamenilor din zilele de pe urmă. Versetul 5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și apoi apostolul Pavel spune: depărtează-te de oamenii aceștia. Contextul ne face să înțelegem că aici nu e vorba numai de oameni din lume, ci era vorba de oameni care se regăseau pe terenul creștin, care veneau prin biserici. Apostolul Iuda completează imaginea și spune că se strecurau la mesele de dragoste ale creștinilor, dar schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au doar o formă de evlavie. Și atunci cuvântul este imperativ: depărtează-te de oamenii aceștia. Și să mai citim din afirmația pe care o face tot apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11: v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, ceea ce noi discutam aseară, sau bețiv, sau crăpăreț.
Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Parcă pentru noi sună prea dur cuvântul acesta. Să n-ai niciun fel de legături cu vreunul care își zice frate. Deci acum nu-i vorba de un om din lume, că mai jos chiar apostolul explică în versetul 13 că despre cei din afară îi judecă Dumnezeu. Dar eu, spune el, vă vorbesc acum de cei dinăuntru, de cei care își spun frați, poartă eticheta aceasta, dar viața lor demonstrează că nu sunt niște oameni ai lui Dumnezeu. Ei sunt imorali, sunt lacomi, sunt închinători la idoli, în sensul că sunt obsedați de lucrurile acestui pământ. Unii dintre ei pot să fie bețivi, defăimători și așa mai departe. Să n-ai nicio legătură cu acești oameni. Evită-i, nu te împrieteni cu ei. Pentru că o asemenea prietenie te influențează și pe tine, o asemenea prietenie poate chiar să-ți saboteze familia. Mi-aduc aminte de un caz care a fost în zona noastră, când un frate bun dintr-o biserică era prieten cu un fost frate care divorțase de soția lui. Și păstorul, dorindu-i binele acestui frate, l-a sfătuit și a spus așa: rupe legătura cu persoana aia divorțată, te văd că ești prea apropiat de omul a divorțat. Ai prea mare intimitate, prea mult umbli împreună cu el. Nu este o legătură bună, el te poate influența și pe tine. Replica constantă a acestui frate era: nu are cum să mă influențeze, lasă că eu știu, eu am ideile mele, am principiile mele, așa mai discut și eu cu el, că avem alte subiecte de discuție. În timp s-a dovedit că cel divorțat, care era un om imoral, l-a influențat și pe fratele sănătos. L-a influențat în așa manieră, i-a băgat în cap tot felul de lucruri negative despre femeie, la modul general, că femeia e un rău necesar. Atâtea lucruri rele i-a spus, încât de acum acest frate a început să-și privească soția prin ochii celui care divorțase. A început să vadă lucrurile negativ, pentru că deja Satan era implicat în această situație. Și o legătură nesănătoasă, de felul acesta, în final l-a dus și pe el să fie în pragul divorțului. De aceea Scriptura spune: fiți înțelepți, să n-aveți legături cu oamenii compromiși, pentru că vă pot afecta și pe voi. De multe ori oamenii aceștia au în spatele lor niște duhuri atât de subtile, atât de viclene, încât nici nu-ți dai seama cum te înfășoară, ajungi să fii convins de mentalitatea lor strâmbă, deformată, să fii păcălit și să practici și tu lucrurile greșite pe care le practică acești oameni. Noi avem nevoie de prieteni sănătoși, nu de prieteni care să ne ofere idei de păcat sau strategii de păcat. Mă gândeam în privința aceasta și la exemplu unuia dintre băieții împăratului David, cartea 2 Samuel, capitolul 13, ne prezintă situația acelui tânăr cu numele Amnon. Tânărul acesta dintr-o dată a pus ochii pe Tamar. Tamar era sora lui vitregă. Din start, Amnon ar fi trebuit să excludă o asemenea gândire, că ar putea să aibă o prietenie cu Tamar. Dar Scriptura spune în 2 Samuel, capitolul 13, cu versetul 2, Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar. Noi trebuie să înțelegem că dragostea adevărată niciodată nu chinuiește pe cineva. Dragostea care vine din Duhul lui Dumnezeu este curată, nu te îmbolnăvește. Dragostea adevărată pentru cei tineri necăsătoriți, vorbesc acum, nu te face să cazi bolnav la pat, să nu mai ai duh de rugăciune, să nu mai ai dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, să intri așa ca într-un fel de paralizie spirituală, nu. Dar pofta, da, pofta e adevărat, pofta chinuiește, pofta produce imaginații chinuitoare, pofta te îmbolnăvește. Și la un moment dat, în vizită la Amnon, a venit un prieten de-a lui, versetul 3. Amnon avea un prieten. Contează ce prieteni ai. Numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Deci iată că Ionadab provenea și el dintr-o familie bună. Provenea din Shimea, care era fratele lui David. Deci avea și el o învățătură bună, a crescut și el într-o familie sănătoasă. Era nepotul lui David. Dar Scriptura completează: și Ionadab era un om foarte șiret,
Când ai prieteni șireți, aceștia umblă cu șiretenii și aceștia nu te scot dintr-o stare greșită, ci dimpotrivă te cufundă și mai tare și îți dau soluții pentru păcat și îți oferă strategii asupra modului în care să păcătuiești. Ionadab îl privește pe Amnon, versetul 4. El i-a zis: pentru ce te usuci tu din zi în zi, fiul împăratului? Constatarea lui a fost una realistă. Când s-a uitat la Amnon, l-a văzut că se usca. Probabil l-a mai vizitat cu ceva vreme în urmă și acum a zis: măi, tu parcă te usuci. Ai slăbit mai tare, ești mai galben la față, n-ai poftă de mâncare, ce-i cu tine de te usuci așa? În paranteză fie spus, iată că poftele imorale îl usucă pe om. Îl usucă, este o ardere lăuntrică, omul nu mai are nici poftă de mâncare, nu se mai poate concentra bine nici la locul de muncă, nu mai are randament, nici în meseria pe care o practică, pentru că poftele au o influență pe toate planurile, la toate nivelurile. Ionadab a văzut lucrul ăsta. Și dacă ar fi fost Ionadab un prieten bun, un prieten adevărat, l-ar fi tras puțin de guler pe Amnon și ar fi spus: băiete, vino-ți în fire, ce-i cu tine? Ce legătură este între tine și Tamar? Ea este sora ta vitregă. Tu ești băiat tânăr, tu te poți căsători, ce-s cu poftele astea care te chinuiesc? Dacă era un prieten bun și adevărat, îl trezea la realitate, îl mustra cu dragoste, îl ajuta să se ridice. E nevoie de asemenea prieteni, de oameni de sfat. Câteodată pe moment mustrarea nu-ți place, este ca o injecție care te doare, dar efectul ei e benefic în timp. Mai târziu îți dai seama ce bune au fost mustrările fraților, a acelora care te-au ajutat cumva să ieși din impas. Din nefericire, Ionadab era foarte șiret. Și dacă citiți în continuare acest capitol 13, veți observa cum Ionadab i-a oferit lui Amnon un plan, cum să păcătuiască. Iată, prietenul care te atrage mai tare în capcană, care te împinge cu totul în prăpastie, te vede că ești pe buza prăpăstii, gata să cazi, și îl te împinge de-a binelea. Ăla nu-i prieten, ăla ți este dușman. Numai pe din afară se arată că ar fi prieten și că ar fi interesat de starea ta sau de viitorul tău, dar în realitate nu-i pasă. Te împinge în prăpastie să te prăbușești. Prăbușirea lui Amnon în păcat l-a costat viața. După 2 ani de zile de la incidentul acesta, noi cunoaștem deznodământul. Amnon a ajuns să fie victima răzbunării lui Absalom. A ajuns să plătească cu viața, să fie omorât pentru un păcat spre care a alergat, pentru o situație pe care n-a putut să o controleze. Așadar, prietenia cu creștini compromiși, acesta era punctul, este o prietenie foarte periculoasă. Să n-aveți legături cu oameni care vedeți că sunt compromiși, că sunt imorali. Și al treilea tip de prietenie greșită, pentru că apoi să vedem prietenia bună, este prietenia cu cei care fac dezbinări. Nu neapărat oameni compromiși pe plan moral. De data aceasta este vorba de o categorie de oameni, tot pe terenul creștin, care au ceea ce noi aminteam aseară, duhul de ceartă, au duhul de clevetire, au duhul de judecată și oamenii ăștia produc dezbinări. Și oamenii aceștia, de multe ori, au o putere extraordinară de a molipsi. Zici că au o gripă din aia așa, foarte molipsitoare, cum ajung aproape de tine și cum stai prea mult în prezența lor, reușesc așa să infiltreze, să inoculeze și în gândirea ta, dacă nu ești atent, ideile lor. Reușesc ca să te încoloneze în spatele lor. Așa cum Absalom, care a dezbinat împărăția, a reușit să încoloneze în spatele lui 200 de oameni. O să citiți în Scriptură, în modul în care i-a contaminat cu spiritul ăla de dezbinare. Și Scriptura zice că acești oameni au mers după Absalom în prostia lor, fără să știe nimic. Deci oameni care s-au dus așa, fără să calculeze, fără să raționeze, doar sub puterea acelei influențe. Versete biblice în privința aceasta, de a ne feri de prietenia cu dezbinătorii, avem mai multe, citesc numai câteva, Romani capitolul 16, versetul 17 și versetul 18. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu e clar. Depărtați-vă de ei.
Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesnecrezători. Și mai putem citi din Tit, capitolul 3. Versetele 9 și 10, dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Aceștia nu sunt oameni din afara bisericii, nu sunt oameni din lume, pot fi oameni care au crescut în biserică, dar care au crescut strâmb, care n-au înțeles că dragostea frățească e principiul major care guvernează biserica lui Hristos. Și Biblia zice, mustră-l odată, mustră-l și a doua oară, încearcă să-l recuperezi, încearcă să-l aduci pe făgașul cel bun, dar dacă vezi că nu reușești, dacă vezi că este un om încăpățânat care persistă în duhul lui de dezbinare, depărtează-te cu toată fermitatea, că dacă te depărtezi și tu, și fratele, și sora, și ceilalți, la un moment dat, când el se trezește singur și izolat, are motive temeinice ca să-și pună întrebarea, dar eu de ce nu pot să am părtășie cu nimeni? De ce ceilalți parcă nu se simt bine prezența mea? Nu cumva eu am o problemă? Nu cumva am un duc de dezbinare? Și atunci există șansa pentru un asemenea om să se trezească, să-i pară rău și să devină un om de pace, un om de bine în biserica lui Dumnezeu. Deci atât trei feluri de prietenii greșite. Prietenia cu lumea, prietenia cu creștinii compromiși și apoi prietenia cu cei care fac dezbinări. Și acum revenind la pasajul pe care l-am citit la început, din 1 Samuel, capitolul 18, haideți să vedem în ce constă o prietenie bună, o prietenie frățească, o prietenie care trebuie să fie între noi. De multe ori, noi ne-am obișnuit cu titulatura aceasta de frați și surori, ne numim frați, surori, dar uităm să fim prieteni unii cu alții. Ce înseamnă o prietenie frățească? Asistăm aici la împrejurarea în care David tocmai îl bătuse pe Goliat. În momentul în care David l-a bătut pe Goliat, Saul a devenit invidios. Saul a început să-l privească pe David cu un ochi rău, mai ales când a auzit cântarea celor femei. Capitolul 18 cu versetul 7. Femeile care cântau și răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis lui David, îi dau 10.000 și mie îmi dau mii, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Saul nu poate suporta ideea că cineva e văzut mai bine decât el și noi ne putem verifica la testul acesta. Când altul e vorbit de bine, eu cum mă simt? Când altul e apreciat și eu nu, cum mă simt? Când altul are progres, are succes în lucrarea pe care o face și poate eu nu, cum mă simt? Omul matur se bucură când vede că alții propășesc. Se bucură, dar omul fără maturitate spirituală cade în starea pe care a avut-o Saul. Ochii răi, dușmănia, invidia, gândul acesta că David este un rival pentru tronul lui și implicit gândul acesta să-l elimine pe David din scena poporului Israel, să-l ucidă, pur și simplu. Dar frumusețea cuvântului lui Dumnezeu ne arată că Ionatan, fiul lui Saul, nu împărtășește optica greșită pe care o are tatăl lui. În general, noi spunem că așchia nu sare departe de trunchi. Este o regulă a eredității. Cum e tata, așa e și copilul. Cum e mama, așa e și fata. E adevărat că în mod ereditar se transmit fie lucruri bune, fie lucruri mai puțin bune. Se transmite un temperament, cu siguranță. Se transmite o fizionomie, de la părinți la copii. Se pot transmite chiar și vicii, în mod ereditar. E adevărat proverbul acesta până la un punct. Așchia nu sare departe de trunchi. Dar când intervine Dumnezeu între trunchi și așchie și când copilul, tânărul sau tânăra are propria experiență cu Dumnezeu, nu mai are importanță cum a fost tata și cum a fost mama,
Nu mai contează istoria lui tata și istoria mamei. Nu mai contează greșelile pe care le-au făcut părinții mei. Eu am propria mea viață. Eu trebuie să am propriile mele alegeri și decizii. Eu nu trebuie să trăiesc în umbra istoriei, poate negative, pe care a avut-o tata sau mama. Nu! Tu ai viața ta personală. Tu poți să rupi legea eredității. Chiar dacă ai avut niște părinți nepocăiți, nu e nicio problemă, tu poți să fii pocăit. Chiar dacă ai avut niște părinți vicioși, imorali, divorțați, am întâlnit cazuri de felul ăsta, nicio problemă, tu poți să fii un copil cu minte la locul tău, care să-ți formezi o familie statornică și binecuvântată de Dumnezeu, niciodată să nu fiți complexați. Păi părinții mei au fost așa, bunicii mei au fost așa, cum aș putea eu să fiu altfel? Ba da, poți. În momentul în care îți predai viața lui Dumnezeu, legea eredității nu mai are efect. Am întâlnit undeva un caz cu un tânăr care s-a hotărât cumva să meargă pe calea pocăinței, dar la scurtă vreme a început să dea înapoi. Și l-am întrebat, de ce? Ce se întâmplă cu tine? Și tânărul zice, m-am uitat la părinții mei. Ei au fost niște oameni foarte păcătoși. Și zicea el, m-am uitat la bunicii mei. Bunica mea, zicea el, a practicat vrăjitoria. Și eu cred că din cauza asta s-a perpetuat de la bunici la părinți niște blesteme, niște duhuri rele. Și spunea el, mi-am dat seama că eu nu pot să-mi depășesc condiția în care mă găsesc. Port asupra mea acest blestem ereditar. Am încercat, dar nu pot. Mă urmăresc parcă niște umbre, ceva din trecutul părinților și al bunicilor. Nu pot. Și a trebuit să-i spun, dragul meu, nu contează ce au făcut bunicii tăi și ce au făcut părinții tăi. În momentul când tu intri sub protecția și autoritatea lui Hristos, sângele lui Hristos pe tine te curăță de orice influență. Nici o influență rea și negativă, nici un demon nu mai poate să aibă puterea asupra ta dacă tu ai intrat în protecția Domnului Iisus Hristos. Tu ai viața ta, tu ai alegerea ta. Nu te amăgi cu gândul acesta, dar observați, diavolul e cel care ne aduce câteodată asemenea gânduri ca să ne sperie și ca să ne țină în mediocritate spirituală. Să ne țină așa într-o stare încât să ascultăm de șoaptele lui. Iată, exemplul acesta ne confirmă faptul că chiar dacă tata era rău, era impulsionat de invidie, de mânie și de ură, fiul Ionatan face o altă alegere. Ionatan are un caracter măreț. Și Scriptura spune în versetul 1, David sfârșise de vorbi cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Haideți să vedem niște trăsături ale prieteniei adevărate. Prima trăsătură a unei prietenii frățești adevărate este afecțiunea. Ionatan nu-l invidiază pe David. Putea să se gândească și el. Eu sunt prințul. Eu sunt succesorul la tron. Într-o bună zi, tatăl meu, Saul, se va duce. Eu trebuie să rămân rege. Oare nu cumva acest ciobănaș care l-a bătut pe Goliat va fi un pericol pentru mine și pentru împărăția mea? Dacă Ionatan era egoist, dacă Ionatan era materialist, dacă Ionatan n-avea în el spiritualitate din Dumnezeu, ar fi gândit așa și s-ar fi îndepărtat de David și l-ar fi privit și el ca și tata, cu ochii răi pe David. Dar Ionatan îi arată afecțiune. El nu invidiază. Niciodată nu poate să fie o prietenie adevărată când ne invidiem unii pe alții. Când mă uit cu invidie la fratele meu că poate are binecuvântări pământești pe care eu nu le am. Când mă uit cu invidie la fratele meu sau la sora mea care are daruri și înzestrări de la Dumnezeu pe care eu nu le am. Cântă mai frumos, slujește mai frumos, e mai dedicat, mai dedicată și eu nu pot să fiu așa. Atâta timp cât ne invidiem unii pe alții, nu putem avea legături de prietenie. Într-o prietenie frățească, invidia nu și are locul. Afecțiunea adevărată te face să apreciezi ceea ce este de apreciat. Ionatan a urmărit scena luptei. Ionatan a văzut cum David l-a biruit pe Goliat. Ionatan, să știți, nu era un fricos. Cu puțin timp în urmă, el însuși și-a luat slujitorul, a intrat în tabăra filistenilor și el cu slujitorul lui au nimicit mare parte din tabăra filistenilor și au adus biruința în războiul de atunci împotriva filistenilor. Nu era un laș, dar de data asta a văzut în David eroism, a văzut ceva ce lui îi lipsea și a știut să aprecieze. Noi trebuie să apreciem darurile pe care le au frații noștri. Trebuie să știm să apreciem, să ne bucurăm. De aceea inima lui s-a alipit. Pentru că știți când se împrietenesc oamenii, când descoperă că au un numitor comun. În general, oamenii se
împrietenesc când au trăsături comune. De aceea noi avem și o vorbă care zice că cine se aseamănă, se adună. Doi oameni bețivi se împrietenesc pentru că numitorul lor comun e alcoolul. Doi oameni imorali se împrietenesc pentru că numitorul lor comun este imoralitatea. Au același obiectiv. Doi materialiști se împrietenesc din același motiv, pentru că au un numitor comun. Scriptura zice că Irod și Pilat s-au împrietenit, știți de ce? Că au descoperit că nici unul, nici altul nu știau ce să facă cu Iisus. Citiți lucrul ăsta în Luca 23 cu 12. Ce că în ziua aceea, când l-au plimbat așa de la Irod la Pilat, de la Ana la Caiafa, ei s-au împrietenit unul cu altul. Până atunci au fost în vrășmășie. Au descoperit că nici unul, nici altul nu știau ce să facă cu Iisus. Iuda din Vechiul Testament, unul dintre patriarhi, înainte de a fi el pocăit, s-a împrietenit cu Adulamitul, un străin. De ce? Pentru că Iuda era imoral și Adulamitul era omul care știa să-i păstreze secretele. Și Iuda îl trimite pe Adulamit, zice, du-te la femeia aia de la stradă, că i-am lăsat acolo lanțul, i-am lăsat acolo toiagul meu, du-te ca să recupereze acele lucruri. Îl trimite pe Adulamit. Sunt asemenea prieteni care se acoperă unul pe altul, chiar în fapte urâte, în fapte imorale. Dar dacă pentru caractere negative există un numitor comun și ei se împrietenesc în forma asta a lor, cu atât mai mult pentru oamenii care au virtuți, se poate vorbi de o prietenie sfântă, biblică, după voia lui Dumnezeu. Ionatan a văzut că are ceva în comun cu David, amândoi îl iubesc pe Dumnezeu. Amândoi sunt oameni curajoși, amândoi sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Scriptura spune în Psalmul 16 cu versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea, cu ei să te împrietenești, nu cu lumea, nu cu cei compromiși, nu cu dezbinătorii. Caută-i pe oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Versetul de aur pentru tineri din Scriptură, 2 Timotei 2 cu 22, l-am mai amintit. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, pacea, dragostea, împreună cu cine? Cu cine să fii în echipă? Cu cine să te întovărășești? Cu cine să te împrietenești? Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dintr-o inimă curată. Și apoi Apostolul Pavel mai spune și vă amintește și versetul acesta din 1 Corinteni, capitolul 15, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci eviți tovărășii rele și te împrietenești cu oameni ai lui Dumnezeu. Deci prima trăsătură a unei prietenii bune este afecțiunea. În afecțiune nu este invidie. În afecțiune nu este oportunism. Vedeți că multe prietenii se leagă într-un spirit oportunist. Și Cartea Proverbelor dezvoltă subiectul ăsta. Zice că cel bogat are foarte mulți prieteni și foarte mulți lingușitori. Toți roiesc în jurul lui. Toți vor să-i fie prieteni, dar prieteni de ocazie. Prieteni doar când îi ajuți. Prieteni doar când le acorzi anumite favoruri, dar în momentul în care nu le mai acorzi aceste favoruri, s-au și depărtat. Aceștia se numesc oportuniști, oameni care se dau după cum bate vântul și sunt prieteni cu tine numai dacă pot profita ceva de la tine, numai dacă pot obține ceva de la tine. Repet, în prietenia adevărată nu-i loc pentru invidie, nu-i loc pentru oportunism, ea este caracterizată de afecțiune. 2. A doua trăsătură a unei prietenii adevărate este generozitatea. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Generozitate. Vreau să vă gândiți puțin la condiția lui David. David venea de la stână, Ionatan venea de la palat. David venea dintr-o familie grea, o familie cu mulți copii. Ionatan venea de la învățătorii pe care avea la palat, pentru că orice rege care se respecta acorda condiții foarte bune pentru copiii lui. Cele mai bune mese, cei mai buni consilieri, învățători, profesori care să stea pe lângă copii. David, eu știu, avea niște haine așa cum avea el, sărăcăcioase de la stână. Ionatan vine în haine de prinț și vine în această ținută militară cu manta, cu cingătoare, cu sabie, cu arc. Tot ce avea el în dotare, lucruri pe care David nu le avea. David avea doar praștia aceea cu care l-a omorât pe Goliat. Și cu toate că sunt diferențe culturale, cu toate că sunt diferențe de educație, cu toate că sunt diferențe de apartenență, vă rog să înțelegeți în seara aceasta, prietenia frățească nivelează toate diferențele
Nu contează că eu sunt de la țară și tu ești de la oraș. Nu contează că eu n-am decât două clase și altul are două facultăți. Nu, când vorbim de prietenia în Hristos, aici nu-i loc pentru spirit de superioritate. Aici nu-i loc ca unul să privească de sus către altul. Prințul nu-l privește pe cioban cu dispreț, îl îmbrățișează și spune: ești fratele meu. Și manifestă această generozitate, pentru că întotdeauna în prietenie cel mai bogat îl ajută pe cel sărac. În prietenie, cel care este mai sus sub aspectul unei poziții sociale îi întinde mână celui care este mai jos, încercând să-l ajute și să-l ridice. O prietenie adevărată nu-i doar vorbe, înseamnă generozitate. Îi oferă toate lucrurile astea. Sigur că erau niște lucruri minore în comparație cu toate bogățiile pe care le avea Ionatan, dar toate lucrurile astea arătau un simbol, exteriorizau dragostea pe care o are Ionatan față de David. Frații mei, nu uitați, în prietenie e nevoie de amabilitate, e nevoie să fim generoși unii cu alții, de la fapte mici, de la lucruri mici, de la atenții mici. E nevoie să ne ajutăm. Auzi de fratele tău că este într-un necaz. Poate că el nu se așteaptă. Fă-i o surpriză plăcută. Ajută-l cu ceva. Poate îl ajuți cu un ban. Poate că îl ajuți pentru că îl vizitezi într-o perioadă de negură și de criză pe care o are. Generozitatea are multe forme. Generozitatea începe poate de la a da o haină, cum a făcut Ionatan. Poate să fie de la un lucru mărunt și se poate extinde și la lucruri mai mari. Dar generozitatea te face să acționezi. Mă gândesc în Biblie la episodul acela dramatic, când Ieremia a fost aruncat într-o groapă cu noroi și n-avea niciun prieten evreu care să-l ajute. Ieremia, capitolul 38. Nimeni. Evreii ziceau: bine că am scăpat de proroc. Ăsta nu știa să ne zică decât de rău. Nu știa să spună decât că babilonienii ne fac praf. Lasă-l acolo în groapă să moară de foame. Nimeni, niciun prieten evreu. Însă Dumnezeu, rețineți, nu rămâne în criză de oameni. Dacă nu te duci tu să-l ajuți, Dumnezeu găsește pe altcineva, numai că tu sau eu pierdem oportunitatea. Dumnezeu n-a rămas în criză de oameni. Dacă n-a fost niciun evreu care să-l ajute pe Ieremia, Dumnezeu mișcă inima unui negru etiopian, un famen, ca și famenul din Noul Testament, cu numele Ebed-Melec. Ați auzit de Ebed-Melec? E un om așa, mai anonim din Scriptura, dar e un om cu un caracter extraordinar. E un om negru la față, dar un om cu inima albă și plină de dragoste. Ebed-Melec era slujitor la curtea împăratului Zedechia. Și negru ăsta de culoare, ce-i trebuie lui să se amestece într-o problemă evreiască? Nu era din națiunea lui. Putea să stea liniștit. De ce să-și riște salariu? De ce să riște să fie luat la întrebări de împăratul Zedechia? Nu? Când ai o slujbă și ai un salar, parcă nu-ți place să te complici, să mai intervii tu pentru alții, să-i mai ajuți și pe alții, să fii tu generos și cu alții. De obicei noi ne protejăm, trăim în cercul nostru strâmt și egoist și nu ne mai doare capul și de alții. Ebed-Melec nu poate sta. Duhul lui Dumnezeu îl mișcă, se duce la împărat și spune: împărate, dă-mi voie să-ți spun, n-ați procedat bine că l-ați aruncat pe prorocul Ieremia în groapă. Nu v-a făcut niciun rău. El va vorbi din partea lui Dumnezeu. Ebed-Melec știe să vorbească, știe să mijlocească, știe să pună problema. Îl convinge pe Zedechia. Zedechia era un om care depindea de cine îl influențează. Așa suntem și noi de multe ori. Depinde cine te influențează. Te influențează frații de bine, ești pe făgașul bun. Te influențează ăilalți, dacă n-ai coloană vertebrală, te duci de partea cealaltă. Și Zedechia spune mai convins: uite, îți dau, ia 30 de oameni, merge și scoateți-l pe Ieremia din groapă. Și negru ăsta de culoare se duce și face o funie din niște zdrențe și lasă funia aia în groapă. Nu v-ați gândit că așa funii trebuie și noi să lăsăm? Sunt frați de-ai noștri în câte o groapă, groapă cu noroi, n-avea mâncare, n-avea apă. Funii de dragoste pe care trebuie să le lăsăm, să-i scoatem de acolo, să-i ajutăm, să le arătăm aprecierea noastră, dragostea noastră, că suntem lângă ei. Nu? Că dacă trec pe lângă groapă și doar fluier, sau dacă stau la marginea gropii și cânt o cântare, sună frumos cântarea, dar el în groapă, săracul, are nevoie de mâncare, are nevoie de altceva. Sau dacă stau la marginea gropii și țin o predică, tot nu-i suficient. Știți că și apostolul Iacov zice: a, voi spuneți, du-te și încălzește-te, du-te și mănâncă. Vorbe frumoase, dar nu le dați cele trebuincioase. Unde e generozitatea? Unde e intervenția? Ebed-Melec lasă funia. Și nu numai că lasă funia, dar se gândește el cum să-l scot eu pe Ieremia din groapă. Funia asta s-ar putea să-l rănească, era o groapă adâncă. Și face așa
niște trențe din astea speciale, le leagă ca să-i pună o protecție la subțiori. În momentul în care îl scoate din groapă să nu-l rănească, trebuie să fii atent când vrei să scoți din groapă, din încercare pe cineva, nici să nu-l rănești. Să fii atent cum vorbești cu el, nu? Că te duci la spital, acolo unde el e pe patul de boală și zici, poate și tu, cum a zis un frate, dă slavă lui Dumnezeu, Domnul te iubește, că Domnul pe cine iubește, pedepsește. Și fratele de pe patul de boală zice, mai iubească Domnul și pe tine să te iubească. Dacă așa vei și îmi spui mie că trebuie pedeapsă neapărat. Deci, de multe ori noi ne ducem la patul celui bolnav, dar nu știm cum să îl ajutăm, nu știm ce cuvinte să-i spunem, mai bine tac, dacă nu știu, dacă n-am cuvintele potrivite, mai bine tac, nu? Mă duc la patul celui bolnav, îl văd că săracul se chinuie în boala lui și eu încep să am atâtea sfaturi despre moarte și despre veșnicie și încep să-i spun, moartea nu-i un dușman, nu te teme de moarte, și îl pregătesc, nu știu, poate o slujbă pastorală, dar cred că nu-i momentul cel mai potrivit atunci să-i zic de moarte, ci poate să-i îndrept privirile către Dumnezeu. Așa l-a scos Ebed-Melec pe Ieremia din groapă. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia generoși, dragii mei? Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Ajunge Ieremia teafăr și nevătămat și în curtea temniței se uită la Ebed-Melec și spune așa, ascultă cuvântul Domnului, ascultă ce-ți vorbește Dumnezeu, pentru că ție ți s-a înduplecat inima și ai făcut lucrul ăsta. Când vor veni babilonienii, tu, Ebed-Melec, vei scăpa cu viață. Ceilalți vor muri, vor fi luați prinși de război, tu vei scăpa cu viață, un Dumnezeu care răsplătește. Urmăriți această istorie biblică atunci când aveți timp și o să vedeți, au venit babilonienii, Zedechia i-a pus în lanțuri de aramă, cei care l-au aruncat pe Ieremia în groapă, omorâți toți, fără excepție, poporul, oamenii bogați, nimiciți, duși în robie, știți cine a scăpat? Ebed-Melec a scăpat cu viață, cei mai săraci oameni din țară, așa a lucrat Dumnezeu, la fel au scăpat cu viață și Ieremia scapă cu viață. Un Dumnezeu care ține totul sub control. Eclesiastul spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Adică atunci când o arunci pe ape, te gândești, am risipit-o, am dat-o, am pierdut-o. Dar dacă ai dat-o în numele Domnului pentru cineva, n-ai pierdut-o, te vei întâlni cu recompensa, o vei găsi iarăși într-un alt fel, o vei găsi sub forma în care te binecuvintează Dumnezeu. Deci nu uitați niciodată, prietenia frățească implică generozitate, amabilitate, deschidere de inimă. 3. Prietenia frățească înseamnă protecție. Înseamnă să-ți protejezi prietenul tău, pe fratele tău. Vedeți că ura lui Saul era foarte puternică, foarte puternică împotriva lui David. Și capitolul 19 spune că Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. E tata până la urmă. Și tata îi spune, fiule, iei oameni, te duci și terminăm odată cu ciobănașul ăsta care pune în pericol stabilitatea imperiului meu. Îl omori. Ionatan este pus la încercare. De cine să asculte? De tata sau să respecte prietenia cu David? Păi nu poți să asculți de tata dacă tata vrea să omoare. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Dar dacă părinții merg pe lângă Scriptură și îți dau sfaturi să bârfești, să faci dezbinare, nu mai poți asculta. Dimpotrivă, atunci îi poți tu corecta și îi poți ajuta să gândească corect. Și Scriptura spune că Ionatan îl apără pe David. Capitolul 19, versetul 4. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său Saul. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, că cel n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău. Fiul caută să-l trezească la realitate pe tata. Spune, tată, n-ai niciun argument, n-ai nicio bază ca să-l omori pe David, nu ți-a făcut niciun rău. A ridicat onoarea lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Pe moment îl convinge. Ura lui Saul însă era prea mare. Întoarcem pagina, capitolul 20, versetul 30. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis, fiu rău și neascultător. Nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Observați cum Saul, bătrân viclean, pune degetul unde trebuie.
Cei, copile, asta e împărăția ta. Cum tu lași pe păstorul ăla, pe ciobanul ăla să-ți o ia, ea ta. David trebuie scos din joc. Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, și a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Adică Saul și-a îndreptat sulița chiar înspre Ionatan, când îl aperi pe prietenul tău, sulița care trebuia să lovească în el vine și spre tine. Vorbele de rău care erau îndreptate spre el s-ar putea să le suporți și tu, pentru că tu ții spatele prietenului tău. O prietenie adevărată înseamnă protecție. Eu dacă am un prieten și aud că cineva îl vorbește de rău, eu intervin și îl protejez. Îi spun, auzi, n-ai dreptate. De ce spui așa? Eu îl cunosc. Eu sunt prieten cu el. Asta e prietenia adevărată. Eu nu tac. Sunt unii care tac. Și tăcerea lor este o tăcere vinovată, pentru că ar putea să contraargumenteze, ar putea să aducă dovezi în susținerea acelui frate sau acelei surori. Un prieten adevărat te apără, te protejează, îți ține spatele, ia și el sulițe, ia și el lovituri din cauza ta, se identifică cu tine și cu problemele tale. De aceea spune Scriptura, și aș vrea asta să fie și un verset care să-l memorăm în seara aceasta, că referința este ușoară, Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. Nu degeaba Scriptura spune prietenul adevărat, pentru că sunt și prieteni falși. Când ai de greu, te lasă. Când ai de probleme, te lasă. Când alții te bârfesc, te lasă. Când te văd că ești la strâmtorare, te lasă. Ăia sunt prieteni falși, prieteni de ocazie. Dar prietenul adevărat e lângă tine, îți ține spatele. Și nu numai atât. Deci am văzut afecțiune, generozitate, protecție. În al patrulea rând, o prietenie adevărată înseamnă încurajare și sfat. Ne uităm mai departe la ceea ce se întâmplă. David fuge de Saul și în cele din urmă ajunge în pustia Zif. Capitolul 23, versetul 15. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stat în pustiul Zif, în pădure. Era acolo într-o situație foarte grea, fugar. Avea nevoie de un prieten care să-i spună ceva și spune versetul 16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El a întărit încrederea în Dumnezeu și a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Câtă frumusețe de caracter la Ionatan! Putea să zică, nu mai are rost, de acum David e în pustiu, e în pădure, nu mai am cu ce să-l ajut. Ionatan își riscă viața. Se duce și îl caută pe David. Nu era ușor să-l găsești într-o pădure pustie. Nu era populată pădurea, dar îl caută, îl găsește. Și spune Scriptura, i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Știți că sunt mulți frați în pustie, sunt frați necăjiți, sunt oameni care au nevoie ca tu și eu să le întărim încrederea în Dumnezeu. Au nevoie de sfat, au nevoie de un cuvânt de încurajare. Citim în cartea Proverbelor, în capitolul 27, despre nevoia aceasta de încurajare, 27:9, cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Sfaturile pline de dragoste. Chiar și mustrările unui prieten sunt bune. Ne uităm mai sus, capitolul 27, versetele 5 și 6. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Rănile făcute de un prieten, că un prieten îți spune adevărul. Un prieten adevărat, dacă te vede că mergi rău, dacă te vede că te duci spre iad, îți spune că ține la tine, te iubește, nu vrea să te vadă că te pierzi. Sunt răni, pe moment sunt răni și te doare, dar îți fac bine. Mai la urmă, ești recunoscător față de omul care ți-a dat sfaturi. Ești recunoscător față de omul care te-a vizitat. Și observați, Ionatan nu se sfiește ca să spună în modul cel mai deschis lui David, tu vei fi împăratul și eu voi fi al doilea după tine. Ionatan acceptă un loc secundar. Știți de ce? Pentru că în prietenia frățească, dragii mei, nu este competiție. Nu contează cine e primul, cine e al doilea. Nu contează că unul predică, altul cântă, altul face o slujbă de păstor, altul o slujbă de consiliere. Aici nu sunt clasamente.
E o mare greșeală când oamenii fac clasamente, îi poziționează pe predicatori după anumite criterii de evaluare, de apreciere, îi poziționează pe cântăreți, la fel. Eram într-o biserică unde lângă mine doi tineri vorbeau așa, pentru că acolo au cântat mai multe formații și a spus, e ăsta ultimul care a cântat, l-a băgat în buzunar cu totul pe ălalt primul. Vreau să vă spun, astea sunt vorbe firești care reflectă imaturitate spirituală, atâta vreme cât omul are motivație curată, fiecare cântă în felul lui, cu vocea lui, cu darul lui, fiecare slujește după măsura lui, după talentul lui, fiecare la potențialul lui, toți sunt binecuvântați de Dumnezeu. Aici nu e loc pentru competiție. Biserica lui Dumnezeu nu înseamnă concurență. Noi nu încercăm așa să ne surclasăm unii pe alții, care e primul, care e al doilea. De aceea Ionatan acceptă locul secund. Spune David, pentru mine nu e asta important, noi suntem în echipă, tu vei fi împăratul, nu contează că nu sunt eu, bine că ești în planul lui Dumnezeu, slavă Domnului, eu sunt alături de tine, eu voi încerca să te susțin, măcar că Ionatan n-a mai apucat rolul ăsta de a susține din umbră, pentru că știm că prin acele împrejurări a murit și el. Dar prietenul adevărat te susține, prietenul adevărat te încurajează, este alături de tine întotdeauna. Acestea sunt trăsăturile unei prietenii adevărate. Și în seara aceasta, mergând spre concluzia timpului nostru de părtășie, aș vrea să recapitulăm și să ne gândim cum sunt relațiile noastre. Poate că unii dintre noi avem prietenii greșite cu lumea, prea mult ne-am apropiat de unii oameni din lume și în loc să-i pocăim sau să-i ajutăm pe ei să se pocăiască, ei ne influențează cu lumea. Sau poate că în seara asta ne dăm seama că avem legături cu unii creștini compromiși, imorali, cu tot felul de păcate și încercăm să îi acoperim. Aici nu mai este vorba de protecție, aici e vorba de compromis. Să n-aveți niciun fel de legături cu asemenea oameni, spune Biblia. Poate că în seara aceasta înțelegem că avem prietenii cu cei care fac dezbinări și le-am cântat în strună și i-am aprobat și am spus, da, bine faci. Și poate i-am atâțat, i-am stimulat, fă mai departe. Trebuie să rupem asemenea legături. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care dezbină. Dumnezeu are nevoie de unitate. Biserica are nevoie de unitate și biserica are progres în unitate. În același timp, în seara aceasta, am văzut în prietenia lui Ionatan cu David un etalon, o măsură pentru a verifica relațiile noastre. Prietenia înseamnă afecțiune, nu invidie. Afecțiune înseamnă generozitate, să ajuți, să te implici. Înseamnă protecție, să ții spatele, să-l aperi pe prietenul tău. Și înseamnă încurajare, să te duci la el când este în pustia Zif, când este în necaz, când vezi că nu vine la biserică o dată, de două, de trei ori, nu-l condamna degeaba, înainte de a vedea care-i cauza. Poate are nevoie de ajutorul tău, de ajutorul meu. Avem nevoie de asemenea legături de prietenie adevărată. Asemenea legături a avut Domnul Iisus cu ucenicii și știți bine că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, voi sunteți prietenii mei, i-a numit prieteni, dacă faceți ce vă spun eu, în condițiile în care ucenicii ascultau de Domnul Iisus, i-a numit prieteni. Și între noi și Dumnezeu e la fel o relație de prietenie. Scriptura spune că Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Despre Moise spune Scriptura că vorbea cu Dumnezeu cum vorbește un om cu prietenul lui. Deci, relații de prietenie, așa ceva vrea Dumnezeu să fie și între noi. Destul poate că a fost tot felul de lucruri slabe și dușmănie și poate că intrigă. Destul între familiile noastre a existat anumite distanțe și fiecare și-a văzut de drumul lui. Destul poate că ai venit în biserică singur și ai plecat singur. E o mare tragedie să fii într-o mulțime de oameni și totuși să fii singur. Să fii într-o mulțime de oameni și totuși să pleci singur. Să n-ai cu cine schimba o vorbă. Să n-ai cui să-i spui necazul tău, problema ta. E dureros. Dumnezeu ne-a așezat aici să fim împreună, că suntem mădulare, în același trup. Nu o să vezi niciodată o mână care merge singură pe stradă, nu o să vezi niciodată un picior care se duce singur, un ochi care iese din cap și pleacă singur. Nu. Sunt în interacțiune toate mădularele astea. Sunt în interdependență. Și Scriptura zice, dacă un mădular suferă, ce se întâmplă? Toate mădularele suferă împreună cu el. Când te doare un deget, ați văzut, durerea se centralizează până la cap, la nervi. Orice mădular te doare, tot trupul suferă. Asta înseamnă unitate, legătură, prietenie. Când unul suferă, toți suntem alături de el. Când unul se bucură, toți ne bucurăm împreună cu el. Îl susținem și îl încurajăm. Și aș vrea să facem o rugăciune specială pentru această prietenie frățească.
Dumnezeu să ne ierte pentru legături greșite pe care le-am avut, dacă le-am avut. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim prieteni unii cu alții. Și să demonstrăm această prietenie prin fapte, prin generozitate. Haideți să ridicați în picioare cu toți împreună să facem aceasta.